Cu siguranță te-ai întrebat dacă ai greutatea ideală. Pe internet vei găsi numeroase modalități de a afla dacă ești în grafic, însă cea mai simplă metodă este cea stabilită în funcție de înălțime. Bineînțeles, ar trebui să ții cont de multe lucruri atunci când îți calculezi greutatea ideală, activitatea fizică, programul sau vârsta. Sunt alte lucruri pe care ar trebui să le iei în considerare pe lângă înălțime. Pe internet există numeroase calculatoare de greutate, însă ține cont de faptul că ele sunt doar orientative. Obezitatea afectează 20% dintre românii de peste 18 ani, ceea ce arată faptul că mâncăm prea mult. Studiile arată că până la 4-5 kg în minus îți îmbunătățește. Starea. obezitatea crește riscul dezvoltării unei boli de inimă, a diabetului de tip 2 și a hipertensiunii. Denumirea de greutate ideală este folosită încă din anul 1943 și a fost concepută de o companie de asigurări pentru a denumi grupurile de persoane cu cea mai scăzută rată de mortalitate. De-a lungul timpului au fost întocmite nenumărate tabele și liste cu această greutate ideală. Potrivit standardelor actuale, o femeie care are o înălțime de 1,55 m ar trebui să aibă o greutate cuprinsă între 43 și 52 de kg, iar un bărbat cu aceeași înălțime nu ar trebui să depășească 53,5 kg. Indicele de masă corporală este un alt indicator pentru greutatea ideală. Este una dintre cele mai populare metode. Ești în limitele normale dacă ai un indice de masă corporală între 18,5 și 24,9. Așadar, greutatea ideală a unei persoane depinde pe lângă înălțime de un număr mai mare de factori, cum ar fi vârsta, raportul dintre grăsime și masa musculară, sexul, distribuția grăsimii din corp, forma corpului și structura osoasă și chiar și factorii genetici, relatează știri